pandemie a schimbat fluxul normal al pacientului în spitalele din România. Știți măsurile ce au fost impuse, din păcate pentru cei cu boli cronice, lucrurile astea au fost de adevăratelea un dezastru. Mi-amintesc de ceva prieteni buni ce erau îngrijorați pentru că părinții lor nu puteau intra în centrele de dializă, spitalele respective fiind clasificate drept spitale COVID. Simona Dragomir este în platou, să rămână bună dimineața. Vorbim chiar despre aceste aspecte în rubrica de sănătate. Exact, neața, bună dimineața, sănătate. Astăzi chiar despre afecțiunile rinichilor vom vorbi, pentru că așa cum spuneai, din cauza pandemiei am cam neglijat celelalte afecțiuni și nu e bine deloc că s-a întâmplat așa. Cât de grav poate fi acest lucru? Vorbind despre rinic, statisticile spun că aproximativ 10% dintre români suferă din cauza problemelor apărute la rinic. Organe pereche de forma unor boabe de fasole, rinichii îndeplinesc un rol foarte, foarte important pentru organism. Sunt responsabili pentru filtrarea toxinelor din sânge. De aceea este vital să ne păstrăm rinichii sănătoși. Ce ar trebui să ne alarmeze și să ne trimită din timp la medic, astfel încât să nu ajungem cu afecțiuni grave care să necesite dializă sau chiar transplant renal, aflăm acum. Mâncarea nesănătoasă, alcoolul, fumatul, dar și stresul pot îmbolnăvi rinichii. Iar atunci când apar manifestări specifice bolilor de rinichi, este important ca acestea să nu fie neglijate. În această perioadă, ce fac cei cu probleme renale? Sunt două categorii de pacienți. Pacienții cronici care se știu că au niște probleme, care trebuie să-și continue investigațiile și eventual tratamentul, și pacienți care nu știu că au o problemă, dar au niște simptome sugestive pentru afecțiune renală. Și unii și alții trebuie să prezinte la medic. Nu trebuie să tergiverseze prezentarea la medic. Avem circuite, există circuite, există testări. Pacienții sunt întotdeauna testați și pot fi tratați internați și tratați în siguranță cu toată această perioadă. Nu există doar COVID, celelalte afecțiuni își urmează evoluția și se pot ajunge, din păcate, la forme grave dacă ele nu sunt tratate la timp. De exemplu, un pacient cu litiază renală poate ajunge la un blocaj urinar. Calculul respectiv poate pleca, îi poate bloca rinichiul, se poate suprainfecta rinichiul și poate ajunge în forme grave de evoluție ale bolii, astfel încât poți fi nevoit chiar să extirpi acel rinic când ai fi putut foarte bine să-l păstrezi și să-i rezolvi decât piat. Ce v-a adus la medic? În ultimul timp am avut o durere în spate, nu am știut ce e de făcut și am venit la domnul doctor să investighez. O fi coloană, o fi partea de rinichi, m-a speriat foarte tare. Care ar fi simptomele care să ne trimită la medic? O durere lombară, adică în spate, pe una sau pe ambele părți, urinare cu sânge, urinările frecvente, imposibilitatea de a urina, toate sunt semne care ne pot duce cu gândul la o afecțiune renală sau a aparatului urinar, pentru care pacientul trebuie să se prezinte cât mai repede la medic pentru investigații și pentru tratament adecvat, pentru a evita ajungerea în stadii complicate sau foarte evoluate ale afecțiunii. Ce complicații pot apărea dacă nu ajungem la timp la medic? Complicațiile pot fi majore, pot fi importante, pot să-i pune chiar viața în pericol pacientului. Pacient cu blocaj renal, de exemplu, poate face o infecție care poate deveni generalizată și poate să fie nevoie chiar de extirparea rinichiului. Pacient cu o tumoră renală sau cu o tumoră din vezica urinară, care sunt tumori foarte agresive, poate ajunge într-un stadiu evolutiv avansat, poate ajunge cu metastaze și atunci nu îl mai poți vindeca și tratamentul devine mult mai complex. Pietrele la rinic determină o simptomatologie dureroasă importantă și dacă sunt diagnosticate la timp, tratamentul se poate face minim invaziv doar cu 24 de ore de spitalizare și în condiții de absolută siguranță a pacienților. La fel, tumorile de cale urinară, tumorile vezicale sau tumorile renale pot fi operate cu o spitalizare minimă de 2-3 zile, intervențiile chirurgicale robotice își au locul lor chiar în această perioadă. Recomand pacienților să nu se sperie de venirea la medic, totul poate fi făcut acum în condiții absolută siguranță, iar diagnosticul este foarte important pentru a ști care este tratamentul cel mai potrivit. Și
Atunci când rinichii au de suferit, este important să mergem la medicul urolog, pentru că nu vrem calculele să se complice. Chiar dacă suntem în pandemie, nu am n-ați vizita la medic atunci când este necesară. Evităm astfel complicațiile ce pot apărea. Sănătate multă vă doresc și o zi minunată tuturor! Ca să aducem și un pic de zâmbet pe buze, am un prieten foarte bun ce face constant pietre la rinichi și atunci când lucrurile se precipită, se ajunge la bombardarea lor, le transformă într-un soi de nisip, nu foarte fin, și ele, nu-i așa, se elimină. Cum se elimină? Nu-i așa, scufundat într-o cadă cu apă caldă și consumând multă bere rece pentru a-i ajuta să pornească. Nu puteai să vorbești cu el două săptămâni după bombardare. Era într-o lume a lui. Ceea ce mi se pare, cum să spun, doar dacă n-ar fi partea aia nasoală, aș accepta tratamentul ăsta post-traumatic. Mulțumim tare mult, Simona. Săptămâna viitoare ne întâlnim din nou la Bună Dimineața Sănătate. Mulțumesc și eu.